Bine ați venit, bine v-am regăsit. Ne bucurăm astăzi că sunteți prezenți cu o săptămână înainte de la vacanța la un vernisaj al expoziției Culorile copilăriei, pe care voi ați realizat-o, e munca voastră, de fapt, de un an de zile. O muncă coordonată de doamna profesor de pictură, care, de desen, care nu a reușit să ajungă astăzi la vernisaj, este la un medic. Dar o aveți aici pe doamna văzută Mariana Echim, care vă va spune câteva cuvinte, așa, ca după... Da. De fapt, sunt câteva din genele pe care le-au realizat copiii, printre ultimele teme, eu cred că ele spun totul. Bucuria lor, pasiunea lor de a picta, dăruirea lor, zâmbetul lor, bucuria lor, au demonstrat că sunt fericiți prin aceste planșe, că au noțiuni teoretice, temeinice, sunt elaborate cu mare drag și cu mare interes și cu mare pasiune. Sperăm să-și continue și în anii următori pasiunea lor pentru desen și eu sunt foarte mândră de ei și de ce fac. Nu e prima expoziție, mai avem planșe pentru încă 2-3-4 cât doriți. Și nu-mi rămâne decât să-i felicit pe ei, să-i felicit părinții, să mulțumim direcției de cultură Vrancea pentru șansa de a ne expune operele noastre și să fim sănătoși și fericiți și la anul mai venit. Da, chestiune tehnice, sigur, vă aparțin noastră și celor care au coordonat în desen, iar fericirea care se regăsește în fiecare din planșe, evident că este meritul colectivului pe care l-ați creat, și meritul familiei care probabil la fiecare parte se stăpânește să le asigură tot ceea ce au nevoie și, în urmare, și eu fericit pe părinți pentru că încurajează în activitățile acestea mai degrabă extra și extra curicule. Pentru că au muncit, trebuie răsplătiți. Eu am pregătit niște diplome, noi în Direcția Județeană pentru Cultura am pregătit niște diplome. Vreau să vă mai spun că această expoziție va fi deschisă tuturor celor care vor trece pe acum instituției noastre încă o săptămână sau două. Și noi am decis de mai mult timp ca acest hol al Direcției Județene pentru Cultură să fie un spațiu expozițional. Vedeți foarte bine că desenele micuților sunt la concurență cu alte lucruri realizate de artiști plastici care au terminat școala populară de artă și care acum se exprimă atât în spații noastre, cât și în expoziții personale pe care le-au organizat în alte sări de expoziție. Felicitări! Ana Maria Suraianu. Irina Poiană. Ah, Irina. Iată pe...